Ce zi frumoasă! Trebuie să dăm aici de mâncare la căței noștri drăguți, pentru că sincer n-am mai dat de foarte mult timp. Trebuie să dăm câte o bucată fiecăruia, ia îi dăm aici fiecăruia. Bă, că mai avem doi și aici, luați și voi aici. Mă, dar așa doi, ce stau unul lângă altul? Cred că se plac. Opa, ok, am plecat de aici, am plecat de aici, lasă-mi pace. Și că mai avem aici încă unul care ne protejează mașina și mai trebuie să mai fie încă unul care... Mă, unde mi... Lipsește cumva un câine, fraților? Mă, ce? Mă, unde mi-e un câine? Că nu înțeleg unde mi-este câinele ăla. Mă, ce s-a întâmplat cu Ștefan? Oi, domnul Jake. Ștefan, îmi lipsește un câine. Ce-ai făcut cu câinele meu? Ce am făcut? Ce să fac cu el? Păi unde-i câinele meu? Că aveam 8, acum am de doar 7. De unde vrei să știu? Ștefan, unde mi-e câinele? De unde vrei să știu? Tu ești primarul, tu ai camere peste tot. N-ai cam camere peste tot, n-am nici în casa mea camere. Ștefane, deci dacă aflu că tu mi-ai luat câinele sau mi-ai făcut ceva la câine... De ce mă acuzi pe mine? Pentru că îmi lipsește câinele! A, de ce dai mine? Bă, mă enervezi. Pleacă-mă de aici, că mă enervezi tu pe mine, ia uite-mă la păi, el. Ia vreau mâncace, că mă ce vrei, mă, ce vrei, mă, ce vrei, ce vrei? Ia, mă, asta mă, ce mi-ai dat? Deja. Mă, ce e asta? Ce mi se întâmplă? Mi-am făcut creeper, mă, ce? Că m-ai enervat. M-a făcut creeper! Ștefane, de ce m-ai făcut creeper? M-ai enervat. Păi și te-am enervat și tu mă faci creeper? Ai de capul da. Meu. Ai de capul meu, unde stoți? Uite-l pe X Andrei. Partea bună la tine e că poți să bubui acum. Poți să bubui? A, ia că îți bubui direct în casă. Ia, stai așa, ia, stai așa. Nu. Mă, ce se întâmplă? What? Oana, Ștefan m-a transformat în creeper. Nu e adevărat. Ștefan a aruncat o poțiune pe mine. Uite, vezi, bulele astea a aruncat o poțiune și a dat și singur. Dar tu de ce nu te-ai transformat în creeper? La tine cum n-a mers? Eu am făcut-o. Doamne, deci m-a transformat în creeper. Uite-te și tu. Și a zis că teoretic poți să bubui. Doamne, nu v-am da, păi, da, da, nu știu exact cum să bubui la nu, tine să, ca nu știu cum să bubui pentru că încă sunt bebe, cred. Păi da, cred că încă sunt bebe sau de ce sunt bebe creeper în primul rând? Că n-ar trebui să fiu bebe creeper, nu? Ești bebe oricum. Păi, dar nu sunt bebe. De ce mă faci bebe? Păi și, dar cum bubui, că nu înțeleg? M-am devenit mai mare! De ce ai devenit mai mare? M-am devenit mai mare! Păi și cum poți să bubui? Mă, ce s-a întâmplat? Mă, ce? Ghițare! Ghițare! Dar n-am vrut, ce s-a întâmplat? Mamă, dar nici nu știu cum am făcut asta, cred că m-au enervat sau ceva. Ia uite cum vin toți. Mamă, păi stai așa că nu-i bine să stau pentru că nu știu cum am bubuit. Dar eu n-am pățit nimic. Ce-ai făcut? Ți-am zis că poți să bubui. Păi dar nu știu cum am făcut asta, n-am idee. Mamă, ce-am făcut aici? Mamă, au dispărut toate corpurile. Cred că Irinu și cu Oana sunt foarte supărate pe mine. Ei, de obicei. Oana, n-am vrut. N-am vrut. De ce explodat asta? Boom! Unde aici să bubui? Păi, dar nu știu cum să bubui, chiar n-am idee cum bubui. Că dacă aș ști, crede că mă ajungi în casa lui Ștefan și bubui tot. Păi nu știu. Hai la casa ta, Jakey, sincer. Păi, dar de ce la mea? Păi de ce? Eu zic la Ștefan pentru că el m-a transformat în creeper. Poate vrei să mă duc în casele tuturor. Ia că mă duc eu la ghețarul aici. Ia că mă duc eu la ghețarul aici. Oricum distrusă, dar... Ia că mă duc eu la ghețarul aici. Mamă, uite ce e aici. Cred că o să mă duc atunci la suspectul și bubui toată casa. Dar încă nu m-am lăsat încă. Ia că da bus ca să duci. Mă, de ce? De polițist și nu-i bine ce faci acolo. Da, dar eu cum azi, eu nu știu cum pot să bubui. Asta e problema, că încă n-am învățat cum. Adică ideea este că, cred că este, habar n-am, chiar crede-mă că nu știu. Ok. Mă, ce? Ce-ai făcut asta? Păi, dar n-am vrut! Ce-ai bubuit? N-am vrut! Nu, chiar n-am vrut! Păi, dar n-am vrut! Ce mi-e chiar prea rău de tine? Nu mai vin atât! Oana, ideea este că eu... Păi, dar nu înțelegeți că nu, eu, că n-am, nu știu cum am bubuit! Stai mai departe, te rog, Jake! Da, nu cred că mai stau lângă tine! A, da, ia vino cu aia, vino cu aia! Ce bine că ai pățit-o asta! Ce se întâmplă în casa asta oare? Nu, cred că e idee bună, nici am mai scumpă casa. Jake, nu te rog, am pisici în casă, te rog frumos. Nu, deci vrei să nu bubui? Are de unde deschid. Ia că mă duc eu la pisici, că mi-e frică de pisici, ia că mă duc eu la pisici. Pisicilor! Bă, stai așa, că, bă, da... Cred că o să bubui în 3, 2, 1, BOOM! Cum ar fi? Bă, dar stai așa. Trebuia să-ți fie frică de pisici. Nu, stai. Păi nu mi-e frică, că probabil nu sunt creeper real. Că tu, dacă tu m-ai transformat, sunt un creeper om, cred, nu știu. Ideea, Ștefane, știi care e? Că eu bubui cam oricând, gen, adică am bubuit pe stradă fără să-mi dau seama. Adică, cred că ideea e că nu ar trebui să intru în case deloc, pentru că altfel, dacă intru în orice casă,
cel mai probabil poți să bubui în orice secundă. Mă, doamne, de ce a dat în mine? Mă, cumva a bubuit că a dat în mine? Da, chiar. Mă, ce? Mă, nu mai da în mine. Stai așa, stai așa. Nu. Nu, ia... Ok, nu cred că... Nu înțeleg de ce am bubuit. Foarte rău. Foarte, nu înțeleg de ce am bubuit. Nu mai da în mine! De ce dați în mine? Mi-a adus... Ia, pune-l jos, ia. Ce? Mă, ce s-a întâmplat? Mă, Cristinel, de ce ai dat în mine? Mă, de ce ai dat în mine? Cristinel, uite ce ai făcut. Deci Cristinel, ai văzut ce face Cristinel? Din cauza lui Cristinel distrugem orașul, că îl distrug. Ai noroc că eu nu vreau să te omor. Uite, e un creeper. Ia pune creeper-ul. E o jucărie, uite. Păi ce se întâmplă? Ia, arată. Ia, ok. Eu urc ca mine, asta e Cristinel pe el, dacă ai tupeu. Ia, dă-i presta pe el. Ia stai, mă, pe el, dacă ai tupeu. Na. Wow. Bă, da, stai puțin, mie, eu dacă stau în foc, ce se întâmplă oare? Foc. Nu cred că e idee bună. Bă! Doamne, care m-am pis, mă, în foc, e nebun la cap. Distruge orașul. Ai de capul meu. Păi nu, că eu nu cred că mai intru în oraș. Ștefane, cum pot să-mi dai, să-mi revin? Ștefan, fă ceva. Ștefan, cum îmi revin? Nu știu, eu n-am făcut leac. Doamne, n-am făcut leac, o să rămân creeper toată viața mea. Ideea e că totuși am crescut, adică de la bebe la... Ce idee e aia? Vino. Ia că vin, ce se întâmplă? Ce vrei să faci aici, Ștefane? Unde mă aduci? Că mi-e frică. Ștefane, unde mă aduci? Un loc. Păi, care-i treaba? Ștefane, ce e aici? Unde m-ai adus? Uite aici, sare acolo. Ce e asta? Că ia încearcă să spargi aia. Ce să sparg? Aia. Bă, nu! Încearcă să spargi aia. Bă, nu, m-ați băgat la... Bă, dar de ce m-ați băgat în cușcă? Păi, dar n-am făcut nimic rău. Nu, mă enervați! Uite că am reușit cum să ies, am reușit cum să ies. Ștefane, cred că știu cum să mă, dacă mă enervești să fac așa. Ia vino, mă, și tu. Vino, mă, veniți, mă, încoaia, uite ce pot să fac. Pot să bubui tot, o să distrug tot. Veniți încoa. Unde vrei, mă, să fugi? Tu crezi că scap de mine, X Andrei? M-ați băgat în cușcă, m-ai băgat în cușcă. Așa. Oana, cu tine n-am nimic, că tu nu m-ai băgat în cușcă. Yay, și nici cu suspectul, că nici tu nu m-ai băgat în cușcă. Nu se mai poate, ia. Ce? Păi, am zis că n-am nimic cu tine și tu vrei să... De ce omor pe toți? Pentru că m-au băgat în cușcă, da, ia. Vrei să te omor și ia să-l încum, vrei? Da. Vezi cum e? Da. Da? S-a enervat da. Boom! Upsi, Xandrei, tu de ce scăpi de fiecare dată, mă? Mă, tu de ce scăpi de fiecare dată? Ia vino, mă, încoa, că o să te prind. Ce mai nebun creeper. Ce mai nebun creeper, doamne. Bă, da, ideea e totuși că n-ar trebui să distrug tot orașul ăsta. Adică uitați-vă și voi. O, ghețare, ce faci aici? Îmi pare rău, ghețare, dar ai fost... N-am vrut, în tine n-am vrut să dau. Nu, am vrut... n-am făcut nimic. Vreau să dau un suspectul și Ștefan. Aia doi sunt targeturile mele. Doar pe aia vreau să le... Să-i bubui, mă, să-i bubui casa lui Ștefan. Unde-i, mă, Ștefan? Mă, să-i bubui casa. Unde-i, mă, ăla? Nu-i bubui casa, nu. Tu m-ai enervat, cum adică? Ștefane, îți bubui casa. De ce? A, să nu-ți bubui casa ta. Aha. Dacă te-a pus să bubui... Eu te mă aici. Vrei să mă enervezi? Vrei să mă enervezi? Nu mă enerva. Că... Ia. A, nu vrei? Ia. Vrei să mă enervezi? Ia, hai să te văd. Suspectule. Nu o faci nimic, nu știi să de nimic, nu. Mă enervezi, tu îmi zici că nu mă... Bă, tu îmi zici că nu mă... Bă, tu îmi zici că nu mă enervezi! Na! Mai potolește-te și tu! Băiat cu minte, cum ești de obicei. Bă, eu nu sunt băiat, eu sunt creeper! Eu sunt creeper! Da, ești creeper, ești creeper. Eu sunt un creeper! Încearcă. Bă, dar nu mă mai împingeți aici! Băi, dacă mai tragi atât cu arma, direct în casă intru și îți bubui tot, ai înțeles? Da, mă, da, te cred. Te sun eu. Mă, tu ai cam mult tupeu, nu crezi? A tras cu arma. Păi, dar m-ai enervat rău de tot, nu se poate. Ia, uite, l-am pe fratul mână. Ia, pune-l jos pe fratele meu, ia, pune-l pe jos. Pune-l pe jos, uite, că vă pun floricele, ia, uite, vedeți că sunt creeper drăguț acum. A, tu ești bun, nu? Uite ce pot să fac cu Oana. Oana, ce-ți dorești tu? Ce-mi doresc eu? Da, ce-ți dorești tu?
Și daunele mele totale cine le plătește? Nimeni. Pui aici un trandafir. Aici un trandafir? Bam! Uite, Oana! Am pus un trandafir! Vrei dirt? Ia dirt, ia, uite, ia, ia dirt, ia, uite, cât dirt mai vrei? Spart, direct spart. Uite că ți l-am dat, uite, na. Vrei reparată casă? Ia stai mă așa puțin. Mamă, cât e mă aici. Stai mă așa puțin. Ia stai că sunt puțin cam nervos, sunt puțin cam nervos. Hai că nu am fost nervos. E frățiorul meu, da, uite-l pe frățiorul meu, ce drăguț. Pleacă, bă, cu frățiorul. Bă, ia stai mă pe el, stai pe el dacă ai tu pe el, stai pe el. Nu, stau pe el. Bă, frățiorul meu. Bă, care a dat în mine? Băi, care a dat în mine? Ștefan? Stai puțin, că trebuie să mă duc undeva, E timpul să mă duc la o casă pe care de-abia așteptam să o bubui. Bă, sincer, nu știu dacă... De ce te duci? Că până la urmă nu vreau să te bubui casa, că și până la urmă mulții au muncit foarte mult la... Ia stai așa, că intrăm aici. Fii atent, dacă bubui aici în piscină, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, ia să încerc. Hai, trage cu arma, că mă activez. Mă activez dacă tragi cu arma, haide. Repar eu casa dacă dai. Deci repară el casa, așa a zis. Uite-te în spate cine a tras. Repară el, aha. A, da, ia stai mă că bubui tot aici, Bă, nu aici. Nu aici, ia vin smoco. Na, ia uite ce pot să fac, Creeperul pătroșchinetă. Ia uite mă. Nu știu, chiar nu știu sincer. Ia uite mă. Păi nu știu, chiar nu știu cum conduc. Mă, ce bă? Doamne, mă, care a tras iară cu arma în mine? Doamne, cine mă Steve-ul ăsta? Care-i Steve-ul ăsta? Ai de capul meu, am distrus totul, nu! Am distrus troșchineta! Oana, nu! Arunc ăsta după tine, pleacă! Ai tras iară cu arma mine și în cauza ta am explodat. Dacă mai tragi cu arma mine, mă duc în casa ta și bubui tot, ai înțeles? Păi tu ai tras în mine! Ce faceți, mă? Tot trage în mine și mă explodează! Tu ai bubuit! Ia că n-am făcut nimica. Bagă-l la închisoare, ghețare. Arestează-l, exact. Cu ce mă arestezi? Exact, de ce are armă? Nu contează de unde. Mă, tu ce e aici? Ce e cardul ăsta al tău în mână? Ce e cardul ăla? O să repar eu, Oana. A, mi-ai să-mi fie rușine? Ia stai așa puțin că m-ai enervat. Ia stai că mi-ai zis. Ce vrei, mă, Ștefane? Ce vrei? Opoziune, dar asta e... Asta încă nu e 100%. Bă, nu mai face, bă, poze. Ce te face? Adică asta ori te faci mai mare, ori te faci normal. Mamă, dar nu iară mai mare. Dacă faci mai mare, cred că o să plec. Nu vreau. Păi stai, dar să nu dai și nie, că dacă dai și nie, poate transform pe toți Creeper. Nu vreau să fie tot orașul Creeper. Ia. Stai, nu, bă. Ai de capul meu, ce mi-ai dat? Mă, ce mi-a... Mă, ce? Ce se întâmplă? Nu pare că... Ai de capul meu! Bro, bă, Ștefane! Eu nu mai au nicio poțiune de la Ștefan, bă, nu mai-mi face poze! Păi, mi-ai face poze când ne vezi! Păi, oare, Oana, acum o să bubui mai rău, gen, sau... A, nici nu vreau să mă gândesc. Ghețaru. Nu, lasă-mă. Ce? Bă, nu scoate cuțitul la mine. Be, nu scoate cuțitul. Te oprești? Păi vezi că eu sunt ca un balon. Dacă faci cuțitul ăla, imediat o să bubui. 2, 1, hai, unu, hai. Bă, eu cred că doar l-ai Bă, m-ai enervat rău de tot. Tu m-ai enervat, suspectule. Nu. Suspectule. Ștefan repară. Bravo, Ștefan. Păi el e primarul. El e domn primar, trebuie să repare. Ziceam să-l ajut, că, na. De ce să-l ajut? Că e din cauza lui. Păi și ce? Eu m-am transformat în Creeper? Eu am vrut să mă transform în Creeper. Păi nu am băut, a aruncat pe mine, n-aveam cum să mă feresc. Bă, Cristinel, bubui-l pe Cristinel. Să-l bubui pe Cristinel? Bună idee, să-l bubui pe Cristinel, așa zici. Mă, suspectule, băi, nu mai trage în mine, mă, da, ia mai trage odată.
Doamne, Ștefan, ai stricat urașul. Nu, nu, una, odată, odată doar. Băi, nu mai trage așa. Care a tras așa? Lasă pe mine să trag. Stai, 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 că mă mur. Nu, 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 stai, 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 stai. Stai, deci trage doar odată. Doar odată. Odată? Da. Bine. Mă, ce se întâmplă de pe asta trage odată? Mă, dar nu mai bubui. Mă, ce? Mă, ce? Ia. Nu, nu mai bubui, ia stai. Ia stai. Ia stai. Mă, ce? Oh, nu, băi, băi, băi. Revine la loc, cred. Mă, ce? Aduce ce-o pisică. Păi da, dar ideea e că sunt mai mare, adică n-ar fi trebuit să-mi revin sau care-i treaba? Ar trebui să fii mai rău. Să fiu mai... Păi și cum adică, mamă, cum ar fi să... Să poți să bubui tot orașul ăsta? Cum ar fi? Aolei. Ești nebun? Hai, iese că mă duc fix în mijloc. Tu, deci. Nu, Ștefan, tu ești nebun. Păi, știi care e chestia, domnul Ghețaru? Da, da, el e nebun, că el păi eu... Eu o să bubui, dar o să-mi pun un... Un shield de protecție deasupra casei și nu o să-mi bubui casa mea, doar a voastră. Păi n-ai cum să-l dai jos, e imposibil. Da. Malefic, bă, ideea este că, sincer, aș ca vrea să-mi găsiți un antidot, pentru că nu mai vreau să mai rămân creeper, adică nu-mi place absolut deloc. Ok. Antidotul imediat. Ștefan, antidotul. Ghețare, deci... Da. Eu nu suport ziua de azi, efectiv sunt un creeper mare și urât. Mă, ce? Ghețare, ce, mă? O pisică, uite ce drăguță e pisica, uite ce drăguță e. Uite, e pisică drăguță. Mă, ce? Bă, ce? Mă, ce zici acolo? Bă, tu vrei să... Dar nu mai poți să mai bubui, chiar îi bubuia în casa, că m-ai enervat rău de tot. E sigur că nu poți? Păi nu știu, ia mai dă mine, poate nu știu, enervează-mă. Spune ceva să mă enerveze, spune-mi. Crisnel, vorbește. Mă enervează, Crisnel, nu mai suport. Mamă, de ce? Ai fața aia, gura aia, zici că e gaura în grădină. Mă, te-aș poate, dar nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Nu te mai suport, nu te mai suport, nu te mai suport. Nu te mai suport, nu te mai suport. Chiar vă zici că dansezi, bagi o horă, bagi ceva, bagi un dans. Nu cred că mai bubui. Cum să nu mai bubui? Ia mai joacă din picioarele alea. Uite că m-am pus pe scaun aici, uite, hai să vorbim, stăm la o vorbă. Creeperul pe scaun. Ai o poțiune? De slăbire, am 5. Ce, mă, ia dă pe suspectul dacă ai poțiune de slăbire. Vreau să văd cum îl slăbești pe suspectul. Ia dă pe el. Mă, ce? O, nu! M-a slăbit, e... M-a slăbit, păi stai așa puțin, dacă asta e poțiune de slăbire, nu cred că o să mă ajute, că doar o să mă slăbească, probabil mă face doar mai mic. O, ce-a dat în toți? Ștefane, tu, spune că n-au rămas astea. A, sunt doar... Trebuie să-ți fac una acum de... Păi da, Ștefane, da, Ștefan, te rog, lucrează la antidotul corect. Cum l-am făcut, mă, ăsta mai mic? Mă, l-ai făcut pe... Păi ai dat în toți, mă, ai dat în toți, da, ai dat în toți. Doamne. Mamă, Ștefane, te rog, nu mai face poțiuni, da, nu încerca să mă mai copiez. Nu încerca să mă mai copiez, că nu știi. Mă, ce e asta? Nu, sper că nu-i tot aia, sper că nu-i tot aia. Nu, nu ia, ce, ieșe, mă, ia. Mă, ce? Bă, sunt... Doamne. M-a făcut bebe creeper, uite și tu sunt... Doamne, sunt cât un pixel. A, bă, Ștefane, bă, Ștefan, ce tot fa... M-a făcut copil, copil și... Dacă vedeți... S-a făcut singur copil, uite-te la el ce nub e, doamne, ca pătrat. Mă, dar Cristel, de ce zici că e călcat de mașină? Doamne. What? Ai de cap, Ștefane, te rog. Ștefane, trebuie să găsești o poțiune neapărat. Da, acum e... Crede ceva acolo foarte bun pentru tine când ai fost pe engine, dacă îți mai aduci aminte. Deci... Da, și ai mâncat un măr. Da, chiar am mâncat un măr de aur. Bă, dar oare mărul ăla de aur o să funcționeze? Hai să găsim un măr de aur. Hai să găsim un măr de aur, da, hai să găsim un măr de aur. Păi găsim la un copac sau ceva. Ia să vedem, deci trebuie să uităm pe la copaci ăștia, pentru că pe aici cred că sunt mere. Adică eu găsim la un copac random, ca și cum un măr de aur. Deci ar trebui să fie pe aici. Uite că e și Oana. Oana, uite ce mi-a făcut Ștefan. Uite ce mi-a făcut. Păi a dat o poțiune în toți și uite ce ne-a făcut tuturor. Pe Sorin la... Pe suspectul, pardon, l-a făcut mai... Pe suspectul l-a făcut slab. Pe noi ne-a făcut mici. Ai găsit un măr? Ia-l încoa. Ia. Ia să vedem, funcționează. Ia. Nu pare că a schimbat nimic. Nu. Amo. Dar nu pare. Ce, mă? Ce? Păi nu știu. Cu ce poțiune? De miere. Poțiune bine. Bă, ce? Bă! Bă, uite, ne-am revenit! Bă, dar ia seri. Ia!
Aoleu, doamne, cine a făcut, mă, ia uite. Aoleu, aoleu, ia uite, yei, yei, yei. Hai pe trambulină, hai pe trambulină, hai pe trambulină. Ce a făcut? De ce a rămas, mă, suspectul așa? Ia, hai să sărim pe trambulină. Ia, păi dar nu pot să sar în trambulină. Nu merge. Nu merge, bă. Nu, unde-i, mă, suspectul? Așa am rămas. De ce mi-am revenit, dar suspectul arată, zici că e golem. Uite, fă-i o poză să ține minte toată viața cum arată, uite-te la el. Doamne, exact, uite care e capul lung. Bă, dar Crizen încă a rămas călcat de mașină, săracu. Trebuie să-l ajutați. Oana, am un cadou pentru tine, uite ce cadou am. Yay! Oare mai putem rezolva cumva? Bă, ideea este că aici, amintire. Sincer, pentru Cristinele și pentru suspectul chiar nu mă mai interesează, eu am plecat de aici. Pa! M-am transformat înapoi în om. Doamne, deci efectiv Ștefan m-a transformat în Creeper și a bătut joc de mine. Adică nu înțeleg ce are. Bă, ce faci, bă, la bă, bârfește de față cu mine? Deci efectiv cred că Sheila Spain nu mă mai interesează, nu-i ajut. Ștefan trebuie să-i ajute pentru că el i-a făcut așa. N-am nicio treabă. Eu o să mă duc la mine aici, o stau liniștit. Trebuie să dau de mâncare la câinii mei, dar nu înțeleg unde mi-a 8-lea câine de fapt, că nu înțeleg unde e. Uite-l pe Ștefan acolo cum stă, bă, pleacă, bă, de aici că-ți pupui casa dacă mai faci o dată Creeper.